Capitanul formației Interol Slatina, Ciprian Dinu, jucător cu o bogată activitate fotbalistică, după ce a evoluat și pentru formații ca Jiul Petroșani, CSM Râmnicu Vâlcea, Săgeata Năvodari sau FC Botoșani, a vorbit la finalul meciului Mușcelul Câmpul Lung Interol Slatina despre rezultatul de egalitate înregistrat în derby 0-0. Este mulțumitor? Eu zic că da, am avut și absențe, s-a cunoscut, dar trebuie să ne mulțumim până acum, după etapa asta, cu un singur punct. E un punct câștigat în deplasare. Până acum a fost o contracandidată până la momentul actual și de aici încolo se observă același lucru. Dar trebuie să-l privim ca un punct câștigat, ca un plus. La adevăr, dacă vreți să spun, următoarea etapă trebuie să ne gândim la victorie. Rămâneți pe primul loc și voi jucați cu o echipă ceva mai accesibilă, în schimb echipa de aici, de la Câmpul Lung, se întâlnește cu aceste afumații. Vă faceți calcule deja? Sau e eu prea zic de vreme? Că, eu zic că calcule să ne facem numai ce jucăm noi, ce prestăm noi. Tata, dacă noi ne facem jocul și câștigăm punctele care sunt puse în joc la fiecare meci, nu mai are rost să ne mai uităm ce fac celelalte. Bineînțeles că te ajută. Eventual că un rezultat de egalitate și tu ești oricum obligat să câștigi cu Harman acasă, atunci vorbim despre altceva. Dar noi când am plecat la drum, am plecat clar ca să promovăm. Și asta trebuie să facem. Experimentatul jucător nu a ezitat însă nici să-l acuze pe centralul partidei pentru cartonașele galbene pe care le-a arătat lui și cu echipierilor săi. Un arbitraj destul de ciudat. Și mă opresc de cât atât să spun. Cu intenție sau slab? Rămâne să hotărească ceilalți. Eu spun tăcât ca ciudat. Ciudat pentru, mai ales pentru jocul de deplasare. A scăpat un jucător de la voi nesancționat? Câțiva, nu? Da. Mai durea puțin meciul, poate aveam toți. Dacă nu, ne potriveam iar cu două galbene, un roșu și aia. Da. Ați avut vreun șut la poartă și nu v-a lăsat arbitrii să șutați? Dacă am avut un șut la poartă, am avut. N-ați avut niciun șut. În prima repriză? Nu, dar hai să vorbim, în prima repriză. Dacă vorbim decât de un șut, dacă am avut un șut. A fost un 25 de metri care a venit mingea, dar în rest n-a spus, în pericol. S-a văzut absențele care le-am avut, am jucat cu 5 de 19 ani, nu? Dar am zis, cum am început, am zis că s-a văzut absențele, da? Eu așa știu că am zis. S-a simțit lipsa lui Bobby Verdeș? Orice jucător, e jucător de valoare, nu? Bobby Verdeș, Angelina. Noi, Covalski, Giurcă, sunt patru jucători care, eu zic, oricând poate să joace. Nu numai la nivel de Liga 3 și la Liga 2. Exact. Și joci cu 5 juniori pe linia de fund și în fața apărării? Despre meci a vorbit la final și capitanul formației noastre, George Cotigă. Cred că am controlat jocul în prima parte, în totalitate, și adversarul nostru de astăzi nu și-a creat nicio ocazie importantă de poartă pe tot parcursul meciului. Repriza a doua m-a echilibrat un puțin meciul, dar nu cred că e nemeritat acest egal și cred că meritam victoria. Am avut și o ocazie mare de a înscrie în prima repriză, pe când ei nu au avut nicio ocazie. Ai lăsat Liga 2 pentru Liga 3, cât de bună a fost oferta de la Câmpul Lung? L-am lăsat-o că am vrut eu, așa a vrut Dumnezeu, pentru că am suferit o accidentare la umăr. Am avut clavicula ruptă și am fost indisponibil aproape 3 luni de zile. În momentul în care eu m-am refăcut, echipele la Liga a doua deja erau formate și a trebuit să-mi găsesc un angajament. Am găsit aici o echipă frumoasă, un grup foarte unit și m-au primit cu brațele deschise. Eu trebuie să îmi fac treaba oriunde sunt și acum că sunt la Liga a treia, sper să-mi fac cât mai bine și să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivul pe care îl are. Care ar fi acela? Să ne clasăm cât mai sus în clasament în acest tur de campionat și din iarnă sperăm ca autoritățile locale și alți oameni de lângă echipă să vină lângă noi și să putem să tragem și noi la promovare cum sunt alte echipe din serie. George, te-ai fi gândit în vară când ai venit la Câmpul Lung ca în etapa 7 să jucați cu Interol Slatina derbiul da. Etapei? Da, pentru că știu valoarea lotului. Știu ce jucătorii au fost aduși și eram sigur că o să obținem rezultate frumoase aici, pentru că sunt jucători care au o experiență foarte mare și în primul rând sunt un grup foarte, foarte ok și suntem un grup unit. Un grup cum rar vezi la multe echipe, nu întâlnești pe unde. Sunt băieți foarte simpli și foarte muncitori. Se mulțumesc cu puțin, mă refer la situația financiară, nu cu puțin la rezultate.
Runda următoare, programată pentru sâmbătă 17 octombrie, Mușcelul Câmpulung va juca tot pe teren propriu cu CSA Fumați, echipa aflată pe locul 3, la un singur punct în spatele mușcelenilor.